Salutare, băieți, bine ați venit la un episodiu, sună epic, abia de m-am trezit, nu contează. Hai să facem repede un videoclip, am să vă fac o parte a doua, ce trebuie să faci pe ce joc. Apropo, vedeți că vine un update foarte, foarte mare pe 5M, nu știm nici noi care e toată schema cu el, dar vă aștept pe serverul Oanta România, o să pun și în descriere linkul lor, tot, tot, tot. Azi suntem cu Flow, cu amicul nostru, membru nostru din mafie, l-aș ruga să salute și el. Hai că vorbim pe Discord mai bine. Auzi, hai că te trag eu, Flow, și vorbim pe Discord. Na. Hai că-ți dau ca să nu mai stai pe puștul Torc. Ok. Ia, încearcă acum. Mă auzi bine? Da. Băi, fii atent, așa după experiența ta, ce level ai făcut tu de când ești pe One Tap? Mă, level 16. Și N-am prea stat așa de mult la job. fii atent, am zis că trebuie că, bă, hai să faci un tutorial mai mult, așa, ce ți-ar părea ok să faci? Deci eu am zis în prima dată, primul rând, pizza, de la level 1, hai că mergem repede până la primărie, ia punem și mie checkpoint acolo. Mă, știi, și am zis că trebuie, băi, ce să facă, frate, ce să facă, că, na, pe toți văd și pe chat, știi? A, că, nu știu cum, că, bă, fratele meu, vreau și eu să fac level și nu știu cum, știi? Vreau bani, vreau bani. Ia Nu, explică-i. uite, am înțeles, acum cel mai bine de la level 1 e măturătorul. Deci Următorătorul. cel mai ok. Da, eu de început am făcut mâncare casă românească până la level 5, după m-am dus pe Spice până la level 15. No, bun. Și bine, faza care e când la Spice ce ai făcut? Numai informații ce? Adică să dai un anunț, fac, cumpăr. Cumpărat in caracter, n-a fost out of caracter sau ceva de genul. Mă, hai mergem și noi până la asta. Că ia, mă, am găsit și noi niște un job mai ca lumea. Hai că nu m-am dus. Nu Bine știu că până acum primăria. s-au stricat rău de tot ilegalele, părerea mea. Zi-mi și tu așa experiența ta până ajungem pe One Tap, de cât timp joci. Dar nu prea, dacă știi ce zic. Deci experiența ta, ce ți-a plăcut? Mă, mie cel mai mi-a plăcut chestia asta cu level-urile. Înțelegi? Hai mă atrage și pe mine. Deci, sincer, chestia asta m-a atras cel mai mult la server. Deci ai, chestia aia mă atrage și pe mine, cel cu levelul. De asta spui că asta foarte bun, nu? Mă, da, și iar o chestie foarte interesantă, pe mine m-a fascinat mult că-i Dacia de început. Dacia 1310. Ai mai văzut Jur parte? de nu, chestia aia m-a fascinat. Nu, deci mașini custom ca pe serverul ăsta n-am văzut, adică de exemplu Duster, Logan sau Dacia 1310 n-am văzut niciun. Da. Bă, dacă ai Instagram. Ma, nu am, eu nu prea sunt cu Instagram-ul, cu Facebook-ul, cu de-aștia. Hai un pic până la mine. Sper că am... Nu, n-am închis mașina. N-ai închis-o. Băi, fii atent, eu am arătat în felul următor. De la level... Am arătat la level 5, am zis cel mai ok la job legal ar fi builder. La ilegal, da, spice-urile. Da, alea trebuie să le afle altcumva, deci alea nu o să le zic eu. La level Da. 10, ce zici? La level 10 stai așa că nici n-am făcut. Băi, eu unul am făcut electricianul. Ceea ce ți-o dat checkpoint-urile foarte aproape. Am auzit și eu că electricianul e cel mai ok ca joburi legale. Da. No, păi acum, ce zic, am ajuns la level 15, nu? Băi, da. Ce zici? Din tot de aici, bank drive, distribuitor alcool, medical transport, tipograf. Mă, depinde, bank drive-ul e bun dacă vrei să faci level mai repede, adică îți dă checkpoint-urile foarte aproape și foarte rapid, și pentru bani, părerea mea că e medical transport. Da. Păi, mă, ce trebuie să faceți voi? Aveți și tutorial pe serverul de Discord, deci fiți atenți. Nu vă arăt așa. Apăsați pe virgulă, că oricum văd tot arată, în gen aici jos.
apasă virgulă pentru a opri cursorul. Și vă zice, aveți acolo Discord, copiere la Discord, îl copiați și mergeți pe Discordul vostru și îl puneți. Altceva nu trebuie să faceți. Și ați intrat direct, aveți acolo de toate. Ce n-ai să vă arăt? Acum acasă mă duc să iau Medical Widow, ceea ce am zis și eu. Bine, că unul care face level 15, clar că ceva zice, dar facem repede ilegale, nu? Da. Nu e prea rentabil, sincer, și plus de asta decât să stai mafioții mereu pe acolo, îți iei taxe de protecție, te răpești, așa măcar, frate, tu faci un job legal, stai liniștit. Nu stai nici cu stresul cu poliția. Da, da, da. Mă, eu am acum o misiune, ce, la Medical Weed. Fii atent unde trebuie să mă duc. Stai că ți-au arătat. Am arătat-o la... A, la spital. Mă, ce mă, oare s-a apucat mafioță de joburi legale? Mă, eu așa zic. Adică, na, ca să faci level, să faci bani, e mult mai rentabil. Da, da, da. Mă, faza care, oricum, stai. Deci dacă vrei să ai ceva pe serverul ăsta, trebuie să stai să lucrezi. Ceea ce asta și-mi place, nu e nici ușor, nici greu. Foarte, foarte greu. Bă, Happy, păi și în real life, frate, obții ceva fără să muncești? Păi nu. Păi de-aia e joc de roleplay. Păi ai. Gen. Fiți atenți, stați că mă dau și eu jos din mașină, să nu fie... Merg aici la ce... Hai, cam și tot aici. Am avut 8, uite așa, 7600, 0,2. Atât am primit eu. Da, și m-am de făcut 639 din 680. Deci am un pic ce băga, nu e numai că ai ușor, ok, asta e. O luăm pe autostradă? Mi se pare un pic mai safe. Unde vrei să mergi? Să-l arăți de unde se ia Medical Widow? Ah, da, poate, dar cu mașina asta, low white, o alta. Da, dacă vrei, cai la un garaj, că scot ori Lambo, ori Jeep-ul. Bine, mă, că așa, păi Jeep-ul scoate-ți-l, frate, că așa și eu pot să mă duc cu mașina asta și n-am niciun stres. Mă, n-ai, eu zic că dacă e să mergi poți mai încet, mie că nu-ți rup bara. Sau, las, e joasă rău, nu e merge. E joasă rău, uite-te când îi dai un pic în talpa. Da, 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 nu mă uitasem. Deci înainte am făcut cu like-ul Lambo-ul ăla, de care ți-am zis live, episod. Și acum am cumpărat direct R7-le, adică după cât două episoade, poate unul. Nu, oricum, faci bani frumoși cu Medical Widow. Da, ia pune acolo pe ce pune de unde le ai. Că mi-te ajungem oricum. Ei, stai așa. Merem repede. Bă, aici la YouTube, cam așa ar fi, ok? Acela ar fi destul de fain. Eu faci destul de mulți bani, adică nu ai treabă, na, dar... Normal de la asta n-ai treabă, că are jobul legal, nu? Că totuși e tutorial pe... Mă, n-ai treabă, numai la ilegale ai treabă dacă le arăți. Deci băieți care faceți YouTube sau de asta, nu arătați joburi ilegale, că se poate lua bani. E doar un sfat, nu... Hai să mă duc aici. Cam mă risc eu cu mașina asta, dar nu-i niciun stres, asta e. Da, vezi că e un garaj ceva mai în față. Du-te da, și atunci, măcar mergi un pic mai încet. Ok, că mă duc cu 80 pe aici. Bine, cu 50 eu zic ajunge, că oricum murdăresc. E cu 50 e perfect, că na, doar o murdărești, așa t-ai... poate mai o piatră, rămâi fără. T-ai dat în interior să vezi cum arată. Mamă, să-mi bag picioarele cât de fain e. Mai... Mai ales că e navia asta faină de iese. Păi da, da, na, normal asta să mai bagă și înăuntru. Nu, asta e cumva un fel de tabletă, cam așa, gen... Na. Numere de mare, Mureș direct, n-ai treabă. Așa mi l-am și pus, nu, mă rog, nu l-am pus. S-a nimerit. Da, hai că ajungem imediat. Mamă, să... Au, copacul. Bă, dar la mine nu arată că s-a lovit. La mine arată desigur. Da. Băi, fii atent, aici mergeți un pic mai în față, ați luat Medical Widow și...
Da, aici de la job legal normal nu are voie nici să te jefuiască, nu? Eu asta știu. Dar n-are nici să tărăpească. Dacă scoate arma, poți să-i faci repede frumos un tichet. E și-a luat mingea el pentru chestii de genul. Da, mă. Apropo, aici vreau să termin ce vreau să zic, e în felul următor. Lucrați, fraților, dacă vreți ceva, că e ca și în viața reală. Dacă vrei să ai ceva, un exemplu, un calculator, ce faci? Nu mergi și lucrezi? Flore. Mă, unii mai apelează și la metoda a doua, buzunarul mamei și lui tati. Bine, cine chiar are o vârstă foarte mică și nu poate. Adică, Nu na, neapărat, uite, deci am de... persoane de vârsta mea care încă stau la buzunarul mamei și lui tati. A, bine. Eu am plecat de la 18 ani să lucrez, dar na. Na, ai poate pentru un alt episod, poate ne zicem odată storiu. Băi, dacă vreți să vedeți storiu, scrieți în comentarii, nu cu da. Scrieți în comentarii în felul următor, dacă vreți să auziți o parte din viața noastră, dacă e și flow de acord cu chestia asta să facem. Eu vorbesc fără nicio treabă. La fel și eu. Deci dacă vreau oamenii să scrie acolo în comentarii, da, vreau să faci storiu. Ori amuzante, ori triste. Să vedem cum o să, nu? Bă, poate învață și oamenii aici să uită la mine prin faptele noastre, știi? Dacă au trecut, în fine. Sau vor trece pe viitoare. Hai că transformăm 5M-ul ăsta în alt joc mai mult decât stilul roleplay, știi? Mă, totuși, mi-ar place să fie ceva gen real life. Da. Păi, vedem. La update-ul viitor. Deci, cum am ce zis, se va fi un update foarte mare, guys. Vă aștept pe OneTap România Roleplay. IP-ul lor o să fie și în descriere, tot. Hai, vă pup, eu de aici cu Flow, știi? V-am pupat, băieții. Mă, n-are Instagram, poate pe viitor va avea și poate puteți să mergeți și până acolo să vedeți care e Instagramul lui, poate o să vă dea un sfat, nu, dacă vrea, e la alegerea lui. Hai. Nu o să mă gândesc la chestia asta. Da. Pa, pa.